Recent a intrat în zestrea bibliotecii această broșură Giurgiu, fragmente din trecut. În parteneriatul pe care biblioteca l-are încheiat cu Direcția Județeană pentru Cultură, da, sunt prevăzute niște colaborări legate de activitatea bibliotecilor din județul Giurgiu și orice alt gen de discuții de asemenea sunt binevenite. Aș vrea să vă întreb care este istoria acestei broșuri și dacă vă mai amintiți detalii despre apariția ei, ne-ar interesa pe toți. Că până la urmă totul înseamnă, de fapt, Giurgiu, orașul bunicilor mei. Și aceasta este o pagină din acest proiect al bibliotecii. Da, de fapt, asta, toată broșura asta era, de fapt, un punct, un reper luat și așezat în decursul istoriei. Pentru că pe vremea aia, în 1996, mi se pare că e făcută, eu eram inspector la monumente istorice și, hai să spun așa, ca să las o umbră trecutului, m-am gândit să adun tot ce avem noi în reprezentativă județ, dar nu chiar tot. Ce este mai marcant așa, și în arhitectură, și în artă, și în zona arheologică, de fapt în trecutul nostru, al județului Giurgiu, că nu e vorba numai de oraș aici. Și atunci mi-am făcut un documentar al meu cu, să spun așa, cu deplasări în teritoriu, cu fotografii pe care le-am făcut în vremea respectivă, cu în arhive, unde am putut să mă documentez. În vremea aia lucram la Institutul de Proiectări și aveam și o jumătate de normă la monumente istorice. Am adunat cu precădere, am mers pe o parte din ele sunt și lucrările mele. Asta am lucrat la ea la Zalomit împreună cu inginerul Andrei Paul. Proiectul de restaurare făcut de mine și Paul. E o parte de arhitectură și e o parte de structură, de rezistență. Pentru că am refăcut frontonul și astea. Mai aveam pe aici turnul cu ceas, care am făcut scara interioară și consolidare. În fine, mai multe lucrări și le-am adunat pe câteva pagini. Am și scris câteva lucruri despre fiecare și câteva inserții din carta de la Veneția, care se referă, de fapt, la intervenția pe monumente istorice. Pentru că mare parte din ele au fost mutilate de... A venit și mami? În mare parte au fost mutilate de intervenția omului, ca să nu spun de cei care le-au gestionat, în mare parte. Și, pe scurt, cam asta ar fi istoria broșurii și, de fapt, noi ne referam la istoria monumentelor. La istoria monumentelor. Am găsit o chestie interesantă aici, mănăstirea de la Gustinari. Asta chiar e foarte interesantă și, bineînțeles, că acum, câți ani sunt de atunci? Din 96... 25 de ani. Da. Era într-o stare deplorabilă. Asta iar era interesantă că e făcută de boierul Barbu Belu. Are influențe masonice în picturi, în ștucaturi, așa. Asta era mason, știi? Trebuia să intervină. Monumentele istorice din vremea aia era ministrul Caramitu, mi se pare. Dar n-aveau bani, ca și acum. Este foarte greu ca să te miști într-o lume în care trebuie să respecti trecutul printr-un efort financiar, știi? Și, așa, cam asta ar fi în mare parte. Asta este redactată la Sibiu, la o tipografie din Sibiu. Eu am încercat să trag un semnal de alarmă
Încă de și atunci, să marchez, da. Să spun, uite mă, ce lucruri ce frumoase avem noi în Giurgiu, știi? Uite, Mănăstirea Cumana, nu l-am luat așa în ordine, într-o ordine cronologică cu orașul de la Moritz von Ott, cu astea, rețeaua stradală, radială și locuințe cu o anumită arhitectură de diverse stiluri din perioade diferite, case de târgoveți, case reprezentative pentru Giurgiu. Mai sunt aceste case acum? Sigur că în sunt. Giurgiu? Sunt, s-au păstrat, dar cu intervenții nedorite asupra lor, să spun așa. Mănăstirea Cumana, cum arăta la vremea respectivă, pentru că acum s-a întregit zidul de incintă, s-a completat cu alte anexe care sunt necesare pentru o mănăstire, cu tot felul de construcții. Da, ce să mai spun? Să continuăm să vedem ce mai găsim în broșură. Asta e de la Cășcioarele. Găsim turnul Cășcioarele. Da, turnul Cloponiței. Biserica din satul Bila. Da, asta este ctitoria lui Carol al II-lea. E construită recent, asta în 1938. Are o formă de catedrală în miniatură, să spun așa. Este foarte interesantă și la interior. Pictura este interesantă. Și arhitectura. Bila, un sat de bulgari. De fapt, a fost construită și dăruită de regele Carol al II-lea pentru comunitatea bulgară. A fost făcută în mod special. Da. Deci cam astea sunt așa pe scurt. Și am niște fragmente, uite, la sfârșit aici, dintr-o casă țărănească cu simboluri care se foloseau la vremea respectivă, la prispă, la pridvor, la decorația casei și sunt și astea interesante. Le mai regăsim și astăzi uneori în mediul rural, aici, colo. Le regăsim, dar țărănii s-au orientat către arhitectura urbană. În muzeul din comuna Iepurești au reușit să adune câteva elemente de acest gen. Mai sunt sate. De exemplu, asta, cele mai reprezentative care le-am întâlnit eu este arhitectura, să spun așa, amprenta arhitecturii în satele Putineu și Topor, care le-am găsit eu mai reprezentative pentru cu simboluri creștine și păgâne îmbinate, combinate și dat o anumită formă decorativă care în ansamblu dă foarte bine, știi? Fără să, chiar cu dantelăria asta, fără să agreseze ochiul, ci din potrivă îmbogățește. E o arhitectură simplă, tradițională, cu tindă, două camere, prispă și o polată undeva unde are o bucătărie de vară. Acum este adevărat că găsim mai greu meșteri care să realizeze asemenea lucrări. Păi în trecut erau meșteri care făceau case. Erau o echipă de meșteri, acum toată lumea știe să facă case. Da, și nu în acest stil. Se lucrează la altfel, sigur. Da. Ce să vă spun? O lucrare interesantă pe care și noi... Și pe scurt, e prezentată, da? Este interesant să citești și fragmentele astea pe aici, date de oameni cu valoare și cu greutate și cu respect față de istorie, față de modul de a respecta istoria, față de a interveni asupra... Uite și biserica grecească din, da, Giurgiu aici. Da, dar mi se pare că fresca asta sau pictura asta interioară nu mai este, pentru că s-a deteriorat la restaurarea ei din 95-97. S-a încercat atunci să aibă grijă de biserică, dar nu într-un mod profesionist și... Probabil tot din cauza lipsei mijloacelor financiare posibil să fie, da, și asta o stricanță. Și astăzi este și mai trist, pentru că o parte din
fotografiile, monumentele cu fotografiile făcute de mine atunci sunt într-o stare deplorabilă, de cum este fosta prefectură sau fostul tribunal de pe vremuri. Care acum e săracul și-a pierdut și din identitate, fațadă, sunt destructurate, sunt... Adică s-a încercat la un moment dat să se facă și s-a stopat din lipsă de fonduri sau dintr-o... Să spun așa, dintr-o ceartă între Consiliul Județean și Primărie, care să o ia, care să o apuce. Dispute probabil, de ordin politic. Aprige, da. Mai mult de ordin politic. Și orgolii, poate. Portul, ce să mă spun? Nu am o, să spun așa, un punct de vedere coerent asupra monumentelor care sunt editate în revistă, ci eu le iau ca un ansamblu, ca un respect față de trecutul nostru, și le-am presărat așa ca fiind reprezentative din diverse zone sau din diverse tipuri de funcțiuni sau ce nu am putut să edific eu aici este, și îmi pare rău, este vorba despre fabrica de zahăr, care avea câteva lucruri foarte interesante acolo, ca arhitectură, ca tehnologie pentru vremea respectivă și mai încoace. E vorba de depozitul de sfeclă, care s-ar fi putut face o reconversie a lui dacă atitudinea administrației publice era deschisă către treaba asta, să vorbească cu noul proprietar, nu să o demoleze, ci să facă o reconversie, să găsească o soluție în așa fel încât aia putea fi transformată într-o sală de sport a orașului. Era imensă și foarte frumoasă. Sunt multe, multe lucruri care puteau fi marcate atunci. Eu n-am avut nici timp, nici bani, am făcut un efort financiar mai mult din partea mea ca să alerg prin județ, să-mi fac, să-l scot, să mă documentez și să mă fac chestiile astea. Aici avem, uite, de exemplu, județul Vlașca și județul Giurgiu. Cum era și cum era înainte de 40 și cum este astăzi. La reorganizarea județului. Deci cam asta ar fi pe scurt. Dacă este, ne mai întâlnim o dată sau dacă biblioteca județeană dispune de are disponibilitatea, putem să edităm asta și să îl îmbogățim cu un documentar mai să spun așa, să cuprindă cât mai multe aspecte din județ. Da. Am putea să facem suntem chestia asta și chiar am putea să structurăm. Eu am mai scos o broșură cu un studiu de arhitectură țărănească, în care ăsta este scos de acolo. Numai arhitectură țărănească, cu Prispa și Streașina. Numai despre astea două era vorba, pentru că astea sunt cele mai reprezentative pentru țăranul român. Continuitate, înseamnă continuitatea acestei arhitecturi. Da. Și atunci putem să le structurăm și în arhitectură cultă, de-asta de biserici, mănăstiri, arhitectură industrială sau tehnică, cum sunt silozurile, portul, cele care cum era fabrica de zahăr sau mai erau un dintre monumente care a dispărut și era reprezentativ pentru noi, era vorba de felibotul care funcționa la Dunăre, nu, la Dunăre, era cu transbordarea, da, așa cu cale ferată, așa, e vorba de gara Giurgiu Oraș, cu mai se păstrează acolo turnul de apă, se mai păstrează depoul, se păstrează sistemul de încărcare cu cărbune a fostelor locomotive cu aburi. Sunt multe, multe lucruri care sunt demne de luat în seamă. Portul Bizeț, iată. Pe urmă, arhitectura civilă, cu
casele din Giurgiu, cu casele de tip de târgoveți, care aș putea să facem o analiză comparativă între arhitectura țărănească și arhitectura urbană, cum a evoluat fiecare și ce a condus la acest tip de arhitectură. Aia de oraș este mai dinamică, pentru că orașul se dezvoltă, are altă amplitudine în dezvoltarea lui, care e dictată de nu numai de timp, ci și de latura economică. Dinamica. Da. Față de țăran, care e mai conservatorist sau era conservatorist, și țăranul nu știa așa să facă cum au făcut bunicii lui și așa. E un punct de plecare interesant, da. Foarte interesant. Ne bucurăm că am reușit să găsim această broșură și eu să mă bucur că deschidem acest dialog. Ați venit la mine să mă întrebați de chestia asta. Da. Pentru că la vremea respectivă, nu știu cine era atunci pe acolo dintre cei care coordonau activitatea în zona patrimoniului. Și ce o să facem cu atâtea broșuri? Iată, noi le vom duce și în județ, acolo unde am identificat. Eu am încercat să dau pe la primărie atunci, la vremea respectivă, știi? Adică să-i conștientizez. Pe cine puteam să conștientizez decât administrația publică locală prin reprezentanții lor, primari. Da. Din fericire avem aceste acorduri de parteneriat cu școlile și sunt sigură că și ele vi vor și fiecare are istoria sa. Da. De istoria locurilor lor. Da, eu n-am putut să marchez chestia asta din lipsă de timp, spațiu și bani. Da. Uite, de exemplu, aici este biserica din Clejean, care e de Mișa, construită de boierul Mișa Anastasievici. Are o istorie destul de interesantă, pictura foarte interesantă, e atribuită lui Tătărescu. Și ca o comparație personajul însuși a fost foarte interesant. Era legată de vechiul conac, care a devenit sediul IAS-ului și au putut ăștia ajung de el. Are o legătură directă cu conacul prin partea de nord, unde era amplasat conacul, cu o intrare separată numai pentru boier. Da, el era titor, sigur, el a construit acolo și e destul de interesant. El este mormântat aici, în interiorul bisericii. Dar astăzi, de exemplu, s-a intervenit asupra ei cu... Adică incinta a fost năpădită de o zonă în care oamenii și-au căutat loc de veci. Adică aveau un cimitir, dar totuși au făcut aici, nu știu, la vremea respectivă cine administra. Da, au fost anumite abordări interesante. Timpul a permis atunci și, ce să spun, noi regretăm că s-a făcut treaba asta și nu s-a respectat. Oricum, în evenimentele pe care biblioteca le va organiza în județ, vom avea în vedere să facem diferite întâlniri cu elevii chiar legate de aceste monumente. Adică, tema asta e așa, o denumire așa, să învățăm sau să știm cum să respectăm trecutul. Pe scurt. Da. Deci să respectăm trecutul, să respectăm părinții și cei care au construit și cei mai vechi și mai vechi. Pentru că astăzi dispare încet, încet această noțiune de a respecta un trecut. E o lume mai trepidantă, mai dinamică, nu putem noi să ne opunem acestui impuls al acestei dinamici. Sunt influențe altele decât tradiția noastră, dar ce putem să facem? Să respectăm ce am făcut până acum. Da, să respectăm această moștenire istorică. Da. Eu vă doresc succes. Dacă vreți să-mi faceți să continuați... Da, mulțumim frumos. Vom relua dialogul pe acest subiect.